Da, un meci pe care l-am pierdut, am pierdut locul 4, care nu-l doream. Chiar dacă am avut perioadă bună, ultimul joc se pare că nu ne-a mai ajuns nici puterea fizică, nici puterea mentală. Știam că este un adversar destul de puternic, Sfântul Gheorghe. Am avut însă 1-0, cu foarte mare ușurință am primit 2 goluri în continuare și cam s-a terminat meciul. Asta este fotbalul, ce să facem. Uneori câștigi, alteori pierzi. Una peste alta însă nu sunt foarte mulțumit de jocul echipei în ce privește faptul că astăzi am fost foarte împrăștiați pe teren. De parte de echipa care suntem ultimele 8-9 meciuri. Însă, probabil că este și ultimul joc din campionat. Stresul a fost foarte mare pentru noi. Adversarul nu avea ce să piardă. Și a făcut ca să pierdem acest joc pe care la o dată îl conduceam, aveam și avantajul pe tabelă. Am luat iarăși un gol din fază fixă, dar asta este. La fotbal se întâmplă foarte mult. Oricum, este dureros, clar, când pierzi ultimul joc. Oricum, tot ce am făcut, am făcut ca echipă, am făcut și pentru suporterii noștri, care, vedeți, și astăzi au venit să ne susțină. Să nu de fiecare dată reușim să ne oferim ceea ce merită. Așteptăm zilele acestea să vedem ce se întâmplă. Oricum, Zarea este pe drumul cel bun, dar mai sunt anumite lucruri care trebuie spuse la punct. Iar și un meci destul de greu. Noi înțelegem situația că echipa Zarea trebuie să atașe, lucrurile trebuie iasături. În general, dacă să vă spun, astăzi am încercat să jucăm fotbal, erau ocazii, unii s-a primit, unii nu s-a primit, dar până la urmă am ținut, hai să spunem așa, regimul nostru care ne permite în momentul de față. Am încercat și noi să atacăm, nu ședem numai în apărare, că înțelegeam situația că dacă stai numai în apărare, până la urmă poate scăpi și așa și s-a primit. Bine că jucătorii au sperat până la urmă și au scos rezultate pozitive. Vreau să-i mulțumesc pentru tot campionatul. Spunem așa că am scos aproape maxim și spitei de scos, dar iarăși poți spui că spitei de luat și acolo puncte, dar îi mulțumim cu ceea ce avem. Și le doresc principal sănătate la jucător. Astăzi a primit o accidentare capitanul nostru Slivka, nu știu în ce stare el, dar sperăm că să fie tot urma cu el.